Vă salut, dragile mele! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Da, bine a revenit și eu, că n-am mai filmat de ceva vreme. Pentru că s-au adunat foarte multe produse pe care le-am terminat în ultima perioadă, deși nu mă gândeam că o să se întâmple atât de repede să adun, da, așa, o sacoșă plină de produse îndesate și mai am câteva lăsate pe aici. Am zis că ăsta e un semn că trebuie să mă apuc de filmat. O să le iau pur și simplu pe rând, pentru că le-am înghesuit aici și dacă o să le scot acum, o să fac o mare gălăgie și nebunie. Început produsele pe care le-am lăsat aici, așa deoparte. O să încep cu ceva care este non-beauty la prima vedere. Este acest ceai detox de la Yogi Tea. Eu cumpăr aceste ceaiuri de pe rangali.ro, înainte Organic Baby. O să ziceți, da, bine, dar e un produs non-beauty, e un ceai. Eu o să vă spun că atunci când aveți probleme cu tenul, nu știu, simțiți că vi se îngrașă, parcă nu se hidratează suficient, n-ar fi rău să beți și un ceai detox, care o să ajute până la urmă tot corpul să fie mai bine, hidratarea se facă mai bine și pe față și atunci rezultatele o să vadă și pe chipul vostru. Deci e un ceai care mie îmi place foarte mult și la gust. O să vă las linkul către el ca să, dacă vă tentează, să puteți să vi-l luați și voi. Nu știu, cred că a fost undeva în jur de 15 lei și sunt, nu mai știu câte, 17 pliculețe. Ce e foarte mișto la ceaiurile astea de la Yogi Tea. Fiecare pliculeț de ceai la capăt, știți care hârtiuța aia, e un mesaj. Într-o zi e despre iubire, într-o zi despre curaj, nu e foarte mișto, așa că fiecare dată când desfac un ceai de la Yogi Tea, mă gândesc, wow, ia să văd ce mesaj mai vine. Ok, bun. Produse de machiaj, produse de machiaj le termin mai greu, cred că și voi. Iată că am terminat o pudră de la Makeup Studio. O pudră liberă, mai am extrem de puțin, mai am un pic pe fundul cutiei. O pudră lejeră, ușoară, transparentă, ce pot să zic, da, mi-a plăcut, nu are ceva special, dar a fost o pudră bună. Ce am aici? Am terminat și o cremă micuță de la Colistar, în varianta de 20 ml, a fost cred că într-un beauty box de la Douglas. O cremă hidratantă, dar specială pentru, zice aici, linia speciale anti-eta, adică anti-aging. Ok, da. O cremă ok, hidratantă, nu pot să zic că are ceva în mod special. Nici ea. Am terminat un gel de duș și eu de la Balea, l-am primit cadou de la Lorena, de la Lorena's Blog. Zice aici Beautiful Dreams, eu din păcate pot să spun că nu miroase chiar atât de, nu știu, m-am așteptat dacă scrie pe el Beautiful Dreams și așa cu desenele astea pe el, mamă ce parfum o să aibă. Mi pare cam subțire la așa, dar în fine, gel de duș, mic, mai mult. Deodorantele de la Dove, pe care le folosesc mereu, mi-a plăcut foarte mult acesta Invisible Dry. La modul serios, chiar nu se vede nimic pe haină, am purtat tricouri și mai colorate și mai albe. Din păcate am avut, de exemplu, ceva probleme cu alte deodorante care lasă urmă, dar acesta chiar nu lasă niciun fel de urmă, adică porți o bluză și nu, chiar dacă transpiri, nu o să-ți rămână după aia niște urme așa mai neplăcute. Bun. Un scrub de corp de la Rituals. Asta a fost tot așa într-un beauty box, latest in beauty sau ceva de genul ăsta. Miroase portocale. Mi s-a părut totuși un pic cam dur. Nu pot să zic că l-aș mai cumpăra încă o dată. Am scrub-uri de corp mai bune decât acesta. Și acum recent sunt vopsit cu palete Perfect Care Color, fără amoniac, nuanța 219. Da, știu că eu nu sunt atât de albă. Bine, eu oricum am observat că nu mă deschid niciodată atât de tare decât dacă folosești decolorant. Decolorant cred că am folosit de două ori în viața mea la coafor și totuși nu-mi place. Adică mă face, parcă sunt așa super platinată și nu e ok. Dar mie îmi place foarte mult vopseaua paletă Perfect Care,
Pentru că este foarte, foarte suportabilă ca miros. Este genul ăla de vopsea pe care o luit în cap. Și este și, cum să zic, poți să treci și mâna prin, prin păr. Nu am observat să-mi degradeze părul foarte tare după, după vopsire. E o vopsea pe care deja o folosesc în ultima perioadă mai des. Eu mă vopsesc acasă. Prefer să mă vopsesc acasă. Mă mai vopsesc și la salon, dar rar, cam o dată, două ori pe an. Și atunci prefer vopsele care să nu miroase foarte tare și să nici să nu distrugă părul și, bineînțeles, să-mi coloreze ok rădăcini. Normal, că asta e problema blondelor. Se văd rădăcini, blondele vopsite. Ce mai avem aici? A, am întâlnat și o cremă de ochi de la Gerovital H3 Derma Plus. E gama de dermatocosmetice de la Gerovital. O cremă de ochi foarte ușoară. Așa, chestii deosebite despre ea nu mi-amintesc, am terminat-o acum vreo lună și am uitat să o pun în MTU-urile de data trecută. În fine, o cremă, o cremă ok, oricum e o cremă ușoară și plăcută, nu, nu vă dă nicio senzație ciudată. Na, până la urmă Derma Plus, Gerovital H3 este o linie de dermatocosmetice de la Gerovital făcută pentru pielea sensibilă, deci ok. Am mai terminat un lapte hidratant de la Uriaș, bineînțeles, eu împreună cu băiețelul meu și, bineînțeles, iar a revenit unul nou. Ăsta este nelipsit de, de când a venit Mihai pe lume, practic am, la câteva luni după ce am descoperit noi gama. Folosim doar acest lapte hidratant pentru el, după băiță și, bineînțeles, că l-am adoptat și eu repede pentru că și miroase foarte bine și are o textură foarte, foarte ușoară. Eu îi zic toată ser de, pentru piele, așa de, așa de plăcutie. Bun. Așa, am terminat și un primer pentru pleoape din gama Fitz Organic Makeup. Este o gamă de machiaj bio, organică. Așa, și eu am vrut să văd și eu ce înseamnă un primer bio și este la fel de eficient ca și un primer clasic de la alte, de alte companii care sunt lăudate de obicei pentru primerele de ochi. Foarte bun. Un alt deodorant. A, Nivea Invisible. Din păcate, deo ăsta de la Dove Invisible Dry mi-a plăcut mai mult decât Nivea. Să zicem că ăsta miroase mai bine, așa ca și dacă e să fac comparație, ăsta miroase mai bine un pic decât ăsta, dar mie Dove mi s-a părut mai eficient decât Nivea. În fine, până la urmă sunt amândouă și fac treaba aceea invisible, adică fără să lase urme pe tricourile albe sau negre sau de alte culori. Dar mai mult, până la urmă, mai mi-a plăcut Dove în cazul acesta. Deși sunt multe alte produse de la Nivea care îmi plac, dar strict pe ideea de deodorant invizibil, mi-a plăcut mai mult Dove. Bun. Ia să vedem ce mai avem. Am terminat și un soft cuticle pen de la Trint, adică genul ăla de creion care îți împingi cuticule, eu nu mi le tai. Și tot așa, prefer să-mi fac manicura acasă, mai fac din când și la salon. Dar făcându-mi manicura și pedicura acasă, prefer să am tot felul de lucruri. Acesta oricum a sosit la un moment dat într-un press kit de la Rouge Boutique sau ceva de genul ăsta și mi-a plăcut foarte mult. Și chiar cred că este, că am înțeles că Trindu este un brand mai natural, mai organic, mai așa. Într-adevăr s-a simțit când a expirat, deci ok. Asta e dovada că acolo sunt ingrediente naturale. O cremă de mâini de la Crabtree and Evelyn cu extract de rotie, foarte plăcut miroasă, o cremă plăcută de mâini. Am terminat și o cremă de la Murad de zi, Perfecting Day Cream cu SPF 30, pe aceasta chiar o țineam și în poșetă. Că pe perioada verii am folosit-o pe post de cremă de mâini. Că știți că na, trebuie să dai cu cremă SPF și pe mâini ca să, ca să arate cu tânăreci, că tinere și, și frumoase.
Un gloss de la Besance, nu prea l-am terminat, dar de acum m-a expirat, l-am folosit oricum cam până pe la și jumătate. Drăguț hidratant, lucios, na, un gloss obișnuit, nu pot să zic mai mult. Șervețele de machiante de la Nivea. Eu eram contra șervețelor de machiante, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată ideea de a mă demachia cu șervețele și cum că astea au fost bune. Adică știți zilele alea, cred că toată țara a trecut prin zilele acelea de caniculă oribile. Vii de afară transpirată cu machiajul și nu știu, dar nu vine să-mi pun direct cu apă micelară și atunci șterg întâi cei mai, cum se zice, grosul, șterg cu șervețelele Nivea și astea chiar mi-au plăcut. Adică chiar am zis, uite, vezi, mai trebuie să mai încerc și produse despre care aveam așa prejudecăția iurea, să zic. Că tot suntem la demachiere, îmi plac foarte mult dischetele de machiante de la Marionu. Nu știu, au o calitate foarte bună pentru prețul lor, nu știu, sunt până în 10 lei, 70 de dischete de machiante și o iau mereu. De câte ori trec pe lângă un Marionu, mă aprovizionez cu dischete de machiante de la ei. Ce am mai terminat? O cremă de ochi Sensibio de la Bioderma. Pe asta ați mai văzut-o în Empties. E una dintre cremele mele de ochi preferate, pentru că este foarte ușoară, chiar simți cum se relaxează pielea din jurul ochilor. Cred că ochelaristele au aceeași problemă ca și mine. Noi ne simțim, probabil și din cauza că noi tot timpul avem aici o presiune, avem tot timpul ceva în plus și atunci avem nevoie chiar de niște creme de ochi care să-mi dea așa senzația aia de când relaxare. Și Sensibio de la Bioderma rămâne o cremă care îmi place foarte mult de la Bioderma asta. Că tot eram la ochi, crem de la cremă, este Sisley Balm Eficaz. Este un practic un balsam. Aici este un mini size, practic un travel size, pentru că crema originală e un borcanel, pe care până la urmă o să mă iau. De ce? Am observat că este singura cremă de ochi la care se face efectul acela de tonifiere în jurul ochilor. Adică simt cum pielea se întinde, se altfel mă machiez. Dacă mă dau 3 zile cu crema asta, și dimineața și seara, deja a patra zi altfel se așează fardul pe ploape, nu se mai strânge. E o cremă care are efect cu adevărat. Sinceră să fiu, este cea mai bună cremă de ochi pe care am folosit-o până acum. Da, este și cea mai scumpă. Eu tot am avut travel size-uri, eșantioane. După atât a testat, m-am convins că da, își merită, nu știu, costă undeva. Pentru că cred că am să-mi iau de pe site-ul lor 60 de lire, dar ajunge, pentru că aceasta, de exemplu, care are 5 ml, mi-ajunge aproape 2 săptămâni, pentru că se pune foarte puțin. Asta e ideea. În jurul ochilor trebuie să te încarci cu cremă, pentru că pielea e super subțire. Dacă pui, este ca și cum mai pune margarină pe o pânză de mătase, adică nu poți să pui așa multe și asta e foarte fină, intră bine în piele și nu, rezultatele le-am văzut, le-am simțit și atunci chiar își merită banii. Cred că o să mi-o fac cadou de Crăciun, mă mai gândesc. Bun, revenim tot la Sisley, da, întotdeauna înainte de Crăciun, cam 2-3 luni, testez eșantioanele unor produse pe care mi le doresc și care, normal, înseamnă investiție, că da, cremele de la Sisley sunt destul de costisitoare. Și atunci încep să iau eșantioanele pe care le adun și să le testez ca într-adevăr să mă conving că merită să fac investiția respectivă. Da, Hydra Global este un ser de suprahidratare, să zic. Că să vă spun, în acest eșantion am avut 4 ml. I-am scos de aici și am pus într-un recipient de acela mic de plastic, gen cum sunt borcanelele de la Sephora. Eu mi-am comandat pe eBay mai multe, am de diverse dimensiuni. Mi-am scos tot de aici, am avut tot așa să folosesc 4 zile fără probleme și iar este un produs care demonstrează că își merită costul. Bun. Am aici un lac de unghii transparent, un top coat de la Lancome. Da, a ajuns să expire pentru că nu pot să folosesc atâta un top coat, cât poți să te dai cu el. M-am dat, nu știu, probabil de vreo 50 de ori, dar se folosește foarte puțin. Mi-a mai rămas din el, dar asta e, a expirat deja și din textură s-a dus. Cred că l-am deschis acum vreo 3 ani, deci cam era timpul să intre la revedere. Bun.
Altă cremă de ochi, Estée Lauder Resilience Lip, tot în format travel size. Nu este o cremă de ochi care m-a convins. Este o cremă de ochi ok, adică n-am avut nicio problemă, pot să mă machiez ok după ea, dar nu are efectul ca la doamna de la Sisley pe care v-am prezentat-o mai înainte. Adică e o mică mare diferență. Nu că ar fi rea, adică sunt alte produse de la Estée Lauder care îmi plac, dar această cremă de ochi, sincer, nu m-a convins. A, perioada asta am făcut abuz de măști de acest gen. Și știam oricum astea măștile de la, cum se cheamă, firma, uit, mereu, Jeunesse Montagne, s-a zic acum o prostie și nici nu văd aici ce scrie, în fine, sunt genul de măști pe care le găsiți prin supermarket, sunt agățate așa, costă vreo 8-9 lei și mi-au plăcut foarte mult, îmi plac astea sub formă de pânză pe care o pui pe față, ai pus-o la revedere, stai 10 minute, te uiți la televizor, și după aia te trezești cu un ten revitalizat, tratat, frumos. Deci asta mi-au plăcut, astea de la Sephora. Mă, deci asta de la Sephora mi se pare o idee extraordinară. Sunt foarte plăcute. Asta care a mai fost? Cea mai folosită? Cea cu Lotus. Lotus Mask. A avut Sephora și ceva, o acțiune, o promoție și mi-a mai luat atunci. Super ideea. Sunt și foarte drăguțe. Sunt și cu tot felul de ingrediente. Deci, în perioada asta am tot folosit măști. Wow, alt produs de la Sisley. Altă șantion de stat. Asta e un demachiant de ochi. Până la urmă ziceți, mare brânză, un demachiant de ochi. N-a fost chiar așa. Dacă vă uitați, șantionul este rotund. Cum credeți că a venit acest șantion? Ca să vedeți ce înseamnă un brand care chiar, mamă, deci investește niște bani, dar face niște lucruri fantastice. În șantionul acesta erau două dischete, mă, da, două dischete de o calitate extraordinară, o textură de aia, dar și pufoasă și rezistentă. Două dischete impregnate așa, fest cu demachiantul respectiv și, într-adevăr, eu când am zis, bă, două dischete, o să mă dau o dată și o să mai folosesc după aia încă vreo 4-5 de ale mele. Nu, deci dischetele erau și dintr-un material foarte mișto. Și când le-am folosit, eu, deci îmi venea să le spăl, să le refolosesc, dar nu vei cum, că materialul era subțire, foarte mișto. Deci, nu știu ce, obțin produsele pentru ochi de la Sisley, tot ce înseamnă creme de ochi, de machiante, zice, mă, nu știu cum le fac oamenii ăștia, dar cel puțin v-am spus, eu care sunt ochelaristă, care sufăr mereu pielea din jurul ochilor, când îmi pun un produs de la Sisley până și, dacă vă puteți imagina, mi-am pus masca aia cu Black Rose, cu trandafir negru, mi-am pus-o în jurul ochilor, deși nu e bine să spui mască. Nu știu ce am făcut, eu vreo două zile am experimentat, eu să mă marchez cu creion și așa și m-am cam iritat. Și ce să pun, ce să pun, și am pus masca aia. Am zis, aoleu, ce o să mai fac acum? Zic, dacă tot am comis, hai să comit până la capăt. Și a fost fantastic, adică mi s-a refăcut și pielea și așa mai departe. Încă o confirmare că va merita să investesc în brandul Sisley dacă mai era nevoie. Adică până acum am doar ce mi-am luat produse de machiaj de la Sisley, dar acum voi lua și skincare. Așa. Va fi cam greu cu Moș Crăciun anul ăsta pentru că am cerut și chestii de la Guerlain, acum vreau și de la Sisley. Moș Crăciun trebuie să-ți faci un credit. sau să cer un fond de la fondul european. Apă termală Vichy. Se vede că e murdară, scuze, dar asta am și ținut-o și în poșetă, am cărat-o după mine și s-a mai atins cu diverse lucruri. Foarte bune au fost apele astea termale, format mic așa de la Vichy pe vară. Ai terminat un demachiant bifazic de la Douglas, marcă proprie. Inițial nu prea m-a atentat pentru că mi s-a părut ambalajul foarte masculin, nu știu de ce. L-am primit, cred că a fost un eveniment, ceva, Douglas a lansat noutățile de vară sau ceva de genul ăsta și când l-am primit atunci mi s-a părut așa ceva, v-am zis, masculin, nu știu, nu mi-a inspirat un produs pentru ten, dar e foarte ok, îl tolerez foarte bine, că eu în general sunt sensibilă la demachiantele bifazice, am unul care îmi place foarte mult, cel de la Artistry de la Emui, care este the best of the best în materie de demachiante bifazice testate. Dar și acesta a fost foarte ok. Costă cam 40 de lei din ce am văzut și va ajunge. Mi-o cam toată vara asta, cred că vreo lună și jumătate l-am folosit. Okay. Am mai terminat
practic am cam terminat forțat un fard de la L'Oréal Paris, un coloriș, l-am scăpat și pe jos, dar cum, l-am folosit destul de mult ca să-mi fac aici umbra în colțul ochilor, acum l-am scăpat pe jos, l-am crăpat, am mai pus ce-a mai rămas într-un borcanel, dar mi-e prea-mi place cum arată, așa că, din păcate, trebuie să arunc restul. Am terminat și de la Murad acel balsam de buze, cred că v-am mai povestit eu, e foarte important, mai ales după 30 de ani, dar nu neapărat după 30 de ani, dacă aveți un ten deshidratat, să aveți grijă și de zona buzelor, că la un moment dat când ele pică, adică când apar ridurile alea, apar și foarte nasol, mai bine să le preveniți. Acum a apărut un nou produs de la Murad, o să văd tot, îi dau târcoale, o să vedem dacă o să mi-l iau. Ce am mai terminat? Am mai terminat... un liner de la Sephora, format carioca, pe mine mă ajută foarte mult, că fiind mai chioară și machiez mai greu, adică după ce îmi dau jos ochelarii, la revedere, nu prea mai văd conturul. Și atunci e bine să am un produs gen carioca pe care să-l pot mânui ușor. Bun. De la Sephora am tot folosit în perioada asta geluri de duș. Bine, zic eu, am folosit. Băiețelul meu este mare fan chestii de-astea de baie de la Sephora, de câte ori mergem și cumpără o grămadă. Tot timpul avem în baie undeva, un loc unde avem pastiluțe de-alea de pus în baie și nu știu ce, geluri de duș. Ah, aceasta este faimoasa mască Alea Rose Noir de la Sisley, de care v-am zis că am avut curaj să mă pun și în jurul ochilor. Tot așa am avut mai multe travel size-uri. Este minunată, pur și simplu. Îți face pielea. Gândește-te că ai avut, nu știu, gen un weekend cu petreceri în care a tot trebuie să te machiezi, gen nuntă, nu știu ce, să stai cu machiajul, după aia ai plecat nu știu unde și simți efectiv că nu, parcă nu se mai intre nicio cremă, nu se mai intre nimic și mai departe. Eu pățesc situații de genul ăsta și pentru asta am ținut-o pe masca cu trandafir negru, pentru situații de genul acesta și este extraordinar. E o mască cremă, de fapt, pentru că te dai cu ea, dar nu o îndepărtezi complet de pe față. O dai jos doar cu un șervețel, lași ce-a rămas acolo, că ea își face treaba în continuare peste noapte. Minunat. Ce am aici? Cam terminat. De la Dirty Works a fost la un moment dat în Marionneau un lip plumper. Păi, extraordinar. Și super ieftin. Nu știu, ceva gen 20 de lei. Îmi pare rău că acum nu mai este. Nu știu cum se mai aduce. Este minunat. E genul acela de lip plumper la modul serios, te dai cu el și îndată, bup, îți crește volumul buzelor și devine și mai roz, adică mie chiar mi se fac așa o culoare, rozalie, nu mai trebuie să mă dau, nu mai trebuie să mă dau cu ruj și și ține. Adică efectul l-am văzut, 2 ore, zici că tot mă rujez în continuu. Și am mai terminat un mascara de la Oriflame. Nu mi s-a părut ceva deosebit, oricum. Cred că ați mai văzut, sunt fană produse Oriflame. Și s-a terminat programul, în sfârșit. Cam astea au fost toate produsele terminate. Pe luna septembrie, să zic. Dacă vă place, dați-mi like, share și ne revedem și cu alte filme pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc, la revedere!